Bună ziua și bun găsit la canalul meu de YouTube, Oracle Scope by Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Astăzi vom începe seria extragerilor pentru luna septembrie 2018 în zona dragostei, a iubirii și a relației de cuplu. Pentru luna septembrie m-am gândit să fac ceva diferit decât de obicei și anume. Vom extrage 3 cărți din setul de cărți de Oracol, The Romance Angels, acesta, și o carte din setul de cărți de Oracol a Arhanghelilor, pentru a vedea care este Arhanghelul cu care putem să lucrăm în luna septembrie și ce mesaj are pentru noi. Ce mai este diferit este faptul că aceste 3 cărți din setul The Romance Angels vor reprezenta cea din mijloc prezentul, cea din stânga trecutul, nu foarte îndepărtat, și cea din dreapta viitorul apropiat. Iar după cum spuneam, din setul de cărți a Arhanghelilor vom vedea care este Arhanghelul care ne ajută în luna septembrie. Și ce mai am diferit pentru voi, pentru această lună, este că vom extrage pentru fiecare element de apă câte 4 cărți, după cum spuneam, 3 din Romance Angels și o carte din Archangel Oracle Cards. Deci pentru elementul foc câte un set de cărți, pentru elementul apă câte un set de cărți, pentru elementul aer câte un set de cărți și pentru elementul de pământ alt set de cărți, 3 plus 1. Continuăm citirile noastre pentru luna septembrie 2018 în zona dragostei, a relației de cuplu și a iubirii și am ajuns la elementul aer. Din elementul aer fac parte zodiile vărsător, gemeni și balanță. Vom extrage 3 cărți din setul de cărți de Oracle, de Romance Angels, Oracle Cards acesta, care vor reprezenta trecutul, prezentul și viitorul apropiat și o carte din setul de cărți de oracol a Arhanghelilor care ne va ajuta să vedem cu care Arhanghel vom putea lucra în luna septembrie și ce mesaj are pentru noi. Deci haideți să amestecăm cărțile. Și aceste citiri vor fi, deci, pentru elementul aer, vărsător, gemeni și balanță. Deci, cartea din mijloc este prezentul. Cartea din stânga reprezintă trecutul, nu foarte îndepărtat. Și cartea din dreapta este viitorul apropiat. Și încă o carte din setul de cărți a Arhanghelilor. Vom vedea cu cine putem să lucrăm și cui îi putem cere ajutorul în luna septembrie 2018. Aceasta este. Ok. Prezentul. Este cartea care se numește Probleme de familie, deci rezolvarea problemelor de familie. Reprezintă prezentul. Trecutul este eliberează-te pe tine sau eliberează-te, ca să nu folosim sau să vorbim corect gramatical, eliberează-te. Și cea din dreapta este viitorul apropiat, playfulness, deci jucăuș, timp jucăuș sau timp cu bună dispoziție. Iar arhanghelul cu care putem să lucrăm în septembrie este Arhanghelul Gabriel cu mesajul îngrijire.
Vom vedea în continuare, le vom explica pe rând pe fiecare ce reprezintă fiecare, ce mesaj are de transmis și cum putem lucra cu Arhanghelul Gabriel. Deci, cartea pentru trecutul nu foarte îndepărtat reprezintă, cum spune și cum arată și imaginea, ai fost îngrădită și te sfătuiește să te eliberezi. Ca și din imaginea pe care o vedem în carte, acest unicorn este îngrădit și mesajul cărții este că este timpul să îți preiei controlul asupra vieții. Ce mai putem spune despre această carte este că îți recomandă că, după cum spuneam, că este timpul să-ți preiei controlul asupra propriei vieți, la fel ca și unicornul din imaginea cărții, și s-ar putea să te simți împrejmuită sau îngrădită de ceva anume sau de cineva anume. Probabil ai cedat asupra controlului vieții tale în favoarea altei persoane sau te simți sufocat. Veți simți fiecare din voi zonele specifice în care acest mesaj vi se aplică. Poți să-ți pui întrebarea unde mă simt limitată sau constrânsă. Ai încredere în răspunsul pe care îl primești? Această carte vine de la Arhanghelii Iubirii pentru că ei ți-au auzit dorința pe care o ai pentru o dragoste minunată. Ca să experimentezi pasiune, trebuie să-ți permiți să simți sentimente adânci. Se poate să te afli în prezent, în niște situații sau relații în care te simți deconectată și nefericită. Descoperind zonele acestea, vei putea aduce lumină în situația respectivă și să le permiți îngerilor să te ajute. Pe măsură ce îți preiei controlul asupra vieții, sentimentele ți se vor dezgheța și resuscita. Aceasta va conduce la o capacitate de a te iubi pe tine însăți, pe partener și experiențele vieții. Deci, acestea s-au întâmplat în trecutul nu foarte îndepărtat. Poate deja te simți eliberată și nu mai este cazul să te îngrijorezi, dar dacă încă ai și simți efectele îngrădirii, ia aminte la ce spun îngerii romantici și eliberează-te și preiați controlul vieții. Cartea care reprezintă prezentul pentru voi, Vărsător, Gemeni și Balanță, căci despre voi este vorba, este vindecă problemele de familie. Mesajul acestei cărți este că pe măsură ce îți vei ierta părinții sau unele rude, dar mai cu siguranță părinții, te vei putea bucura pe deplin de beneficiile care apar și le vei simți în viața amoroasă. Răspunsurile rugăciunilor tale cu privire la viața ta amoroasă sunt bazate pe sentimentele pe care le ai în legătură cu mama ta și cu tatăl tău, deci cu părinții. Îngerii iubirii văd că vei putea beneficia de mai multă dragoste și iubire dacă și când te vei elibera de furia pe care ai acumulat-o din cauza unuia sau ambilor părinți. Și aceasta se întâmplă din cauza că sentimentele pe care le ai pentru părinții tăi influențează alegerea partenerului sau a acțiunilor tale sau modul în care te ocupi de relația ta de iubire pe care o ai în momentul de față. Poți să-i rogi pe îngeri să te ajute să-ți pui iertarea în acțiune. Iertând pe cineva nu înseamnă să aprobi comportamentul acelei persoane. Îngerii vă vor spune mai degrabă că acest lucru este o formă de profundă detoxifiere emoțională
ceea ce înseamnă că nu mai ești dispus să porți cu tine o energie toxică și negativă. Când îți vei putea găsi pacea interioară sufletească cu părinții tăi, din momentul acela nu vei mai fi nevoit să atragi de partea ta relații nesănătoase și parteneri nepotriviți. Dacă reușești acest lucru, vor beneficia toate tipurile de relații din viața ta, în special cea pe care o ai cu tine însăți și în cazul în care te afli într-o relație romantică, va beneficia și relația voastră romantică. Iar cartea care reprezintă viitorul apropiat este Jucăuș, deci această carte vă îndeamnă să vă permiteți spiritului interior la puțină bucurie, distracție, să-l faceți puțin să strălucească pentru a recâștiga dragostea îngerii și arhanghelii dragostei, pe care vi reamintesc sunt arhanghelii Mihail, Jofiel, Shamuel, Rafael și Raguel. Sunt heruvimii care întruchipează lucrurile romantice și care redau un sentiment plăcut și fericit. Ei îți recomandă ca pe viitor să fii mai jucăușă, mai încrezătoare în tine și în oamenii din prejurul tău și ei doresc, deci arhanghelii doresc să te ajute, ghidându-te, să te reîndrăgostești de viață, astfel încât să te bucuri din nou de viață. Aceasta vine dintr-un spirit de bucurie și aventură. Tot arhanghelii te întreabă când a fost ultima dată când te-ai distrat. Dacă nu îți amintești, este timpul să adaugi în programul tău și timp pentru distracție. Distracția este o necesitate, nu un lux. Activitățile distractive pot include explorarea naturii, un program la teatru, înscrierea într-un club sportiv sau pur și simplu să încerci ceva nou care îți va face plăcere. Distracția este o bună investiție deoarece poate reînnoi nivelurile de energie pozitivă și poate să ridice starea de spirit. Distracția și buna dispoziție este esențială și în relația de cuplu pentru a păstra în permanență flacăra aprinsă a iubirii. Planifică regulat ieșiri romantice cu partenerul, participați împreună la activități creative, distractive, cum ar fi mini-golf, karaoke, chiar plimbându-vă într-o grădină de flori sau chiar a întinde pe o zi vântoasă zmei pe cer. Sunt numai câteva din recomandări. Sau orice altceva vă face plăcere amândurora. Iar Arhanghelul Gabriel a venit cu mesajul: așa cum ai grijă de un copil, așa poți să ai grijă de copilul din interiorul tău. Și amândouă activitățile sunt foarte importante pentru tine acum. Putem vedea legătura dintre această carte și Playfulness, care are tot un fel de duce la te duce chiar mesajul cărții, te duce cu gândul la copilul din tine, copilul interior, spiritul tânăr din interiorul tău. Deci, un mesaj adițional de la Arhanghelul Gabriel este un motiv, este foarte important ca să păstrezi copilul din tine tot timpul în fericit și bucuros. Înveți ceea ce trebuie să înveți și să fii atent în particular la mesajele care
sunt livrate de copiii din jurul tău și de părinții acestora. Ia-ți timp, deci alocă-ți timp ca să te joci, să râzi, să fii câteodată, sau deci poți să-ți permiți să fii câteodată prostuț sau fără griji, în sensul acesta, fără să te simți că ai griji sau povară pe umerii tăi. Deci această carte vine în continuarea cărții Playfulness, deci să fii jucăuș și fără griji și să-ți ai grijă de copilul din interiorul tău, excepțional se leagă aceste două cărți. Deci, tot un mesaj adițional de la Gabriel, ai grijă de copilul tău interior cu foarte multă iubire și atenție, atât cât poți tu să aloci iubire și atenție pentru copilul din interiorul tău. Cum poți să lucrezi cu Arhanghelul Gabriel? Câteva recomandări. Gabrielul lucrează cu mame și copii pe tot parcursul fazelor de concepție, când se naște copilul, chiar și în problemele de adopție și în problemele parentale. Arhanghelul Gabriel în cartea noastră este, după cum vedeți, reprezentată de o energie feminină, deci ea ajută, Arhanghelul Gabriel ajută în creșterea copiilor, de asemenea. Deci dacă inima ta, simți că inima ta își cere timp pentru a fi mai eliberată de griji, după cum spuneam înainte, și povara grea pe care o simți câteodată pe umeri, cheamă-o pe Gabriel și roagă-o să te ajute să-ți ridici această povară de pe umeri și să îți poți permite un timp ca să fii mai liberă de griji, de stres și de orice care ți îngreunează și sufletul și pacea interioară. Și ea te va ghida pe tot parcursul procesului și se va îngriji ca copilul din tine să fie cât mai protejat. Dacă îi vei cere Arhanghelului Gabriel ajutorul, ea de asemenea te va ajuta și te va asista în problemele parentale pe care le ai cu copiii tăi, astfel încât și tu și copiii tăi să ajungeți la o cale, să vă înțelegeți și să ca totul să fie bine între voi în relația părinte-copil. Deci dorințele și nevoile voastre ca părinte și copil să fie îndeplinite. Gabriel vă poate ajuta în acest sens. Deci pentru voi, vărsător, gemeni și balanță, pentru luna septembrie, avem în trecutul nu foarte îndepărtat, îți recomandă să te eliberezi, dacă nu cumva ai făcut-o deja, pentru că te simți constrânsă sau nefericită, eliberează-te pur și simplu. În prezent avem recomandarea ca să îți vindeci problemele de familie, iertându-ți părinții sau unele rude, dar mai cu siguranță părinții, relația ta cu părinții. Și pentru viitorul apropiat avem cartea cu mesajul să fii mai jucăuș,
să-ți permiți să te eliberezi de griji și de povara de pe umeri și din suflet, să-ți să-ți recuperezi romantismul și o continuare a tuturor acestor trei cărți vine în completare foarte bine Arhanghelul Gabriel cu mesajul îngrijire și sprijin, care vă ajută, după cum spuneam, ajută și mama și copiii, sau nu numai mama, părinții în general și copiii. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, vă rog să dați un like dacă v-a plăcut și să vă abonați. Iar până data viitoare vă doresc multă iubire, multă înțelegere, multă sănătate și multă înțelepciune. Numai bine!